cităm un singur verset în seara aceasta, din Matei, capitolul 26, versetul 41. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Amin. Amin. Ocupăm locurile. Lăudat să fie Iisus! Amin. Îmi place tare mult salutul acesta. Când eram copil mic și locuiam în Iapa, era o salutare frumos. Toată lumea se saluta. Lăudat fie Iisus! Amin. Și ceilalți răspundeau în veci. Amin. Îl laud pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus Hristos că pot să fiu în după masa aceasta împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc fratelui Timotei că mi-a dat cuvânt și mă gândeam, sunt doi păstori aici și îi trebuie să stea să mă asculte pe mine, nu sunt păstor. De aceea răspunderea este cu atât mai mare. Ori de câte ori mă ridic și vreau să vorbesc, îmi dau seama ce răspundere avem. Și Traian Dorz are o poezie extraordinară. O om, ce mare răspundere, de tot ce faci, de tot ce spui. De pilda care la alții o dai. Și avem o mare răspundere cu toții. Venim de la Oradea și, de fapt, ori de câte ori vin spre Sighet, mă bucur tare mult. Mă leagă amintiri care nu pot fi uitate ușor. În vremea când noi umblam pe calea Domnului și așa un pic mai mari, ca de nu-s prea mulți, dar totuși sunt și văd, nu era ușor. A trebuit să plătim un preț mare. Astăzi e ușor să fii credincios. Atunci nu era așa ușor. Atunci s-au cernut cei ai Domnului și cei care nu sunt al Domnului. Au fost numai atâția care au fost vânzători și erau printre noi, dar îi știam, îi simțeam. Mă rog Domnului ca Dumnezeu să vă ajute să mergeți pe calea Lui cea îngustă și calea Lui cea adevărată. Aș vrea să vă spun două lucruri înainte de a predica. În anul trecut, în 3 decembrie, s-a semnat unul dintre cele mai mari documente care s-au semnat vreodată în istoria poporului evreu. Titlul este Împlinind voia Tatălui. 25 de rabini din Israel s-au adunat, ăștia sunt evrei ortodoși. Am fost anul acesta și eu în Israel, sunt oameni cu perciuni, cu filacterii și țin calea foarte strictă a legii, a Torei. Și ăștia nici nu lucrează, ei trăiesc numai din ce le dau alții. Și vor să placă Domnului. Și rabinii aceștia au scris acest document, Împlinind voia Tatălui, și pentru prima dată în istoria omenirii de 2000 de ani, au recunoscut că creștinismul nu a fost un accident și că, de fapt, creștinismul a fost lucrarea și lucrarea lui Dumnezeu. Și că Domnul Iisus a făcut două lucruri extraordinar de mari. În primul rând, a împlinit Tora sau legea întru totul și a dus-o la desăvârșire. Și în al doilea rând, Domnul Iisus Hristos a reușit să-i aducă pe oameni la Dumnezeul Cerului și al Pământului, în care cred și ei. Și oamenii aceștia s-au lepădat de zeii, de zeitățile lor. Dragii mei, până acum nici n-au vrut să audă de Domnul Iisus. Până acum nici n-au vrut să audă de creștinism. Și așa cum vorbeam de venirea Domnului, este un semn că venirea Domnului cum e? E foarte aproape. E mai aproape ca oricând. Și Apostolul Pavel spune, Dumnezeu când va intra numărul de plin al neamurilor. Ce va face? Harul se va lua de la noi. Și se va întoarce poporul lui Dumnezeu la el. Sunt mulți care se întorc. Și am înțeles că la acest document au mai aderat încă 25 de rabini evrei din toată lumea. Și în special cei mai mulți, parcă vreo 9 sau 10 din Statele Unite. Și al doilea lucru care vreau să vă-i fac cunoscut
În timp ce veneam pe drum, soția a primit un mesaj, pe urmă am primit și eu, și a zis, fraților, un SOS. E un semnal foarte serios. În Irak, unul dintre cele mai mari orașe a fost cucerit de ISIS, de islamiști, și omoară pe capete pe creștini. Plătesc cu viața lor. Și mor, sunt gata să moară pentru Domnul Iisus Hristos. Îi măcelăresc. Să ne rugăm pentru ei. Să nu uităm. Trec prin niște situații extraordinar de grele. Doamne, îndură de ei. Doamne, cercetează pe cei care se poartă cu atâta, aș putea spune, nici nu știu, animalism. Nu pot să fac așa ceva. Copii, bătrâni, tineri, îi decapitează fără nicio problemă. Dumnezeu să se îndure de noi. M-am gândit în seara aceasta, așa pe drum, că dacă totuși voi avea posibilitate să vorbesc, mă gândeam să vă vorbesc despre Avram. Îmi place tare mult în ultima vreme să studiez viețile oamenilor mari ai lui Dumnezeu. Și Dumnezeu când îl cheamă, îi spune, Avram, ieși din țara ta, din familia ta și du-te unde te voi trimite eu, pentru că vreau să fac din tine, vreau să fac o binecuvântare, un om mare, prin tine toate neamurile pământului vor fi binecuvântate. Și rostul chemării noastre este acesta, Dumnezeu ne-a chemat ca să fim o binecuvântare. Aș vrea să te întreb în seara aceasta, pentru cine ești o binecuvântare? Poți să spună vecinii tăi, poți să spună frații tăi, poți să spună copiii tăi, Doamne, îți mulțumesc că e o binecuvântare pentru noi. Fratele Timotei mi-a spus să am cumva un text referitor la tema care a fost săptămâna aceasta și anume despre veghere. Și am citit acest verset care spune, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Una din problemele ca să rămânem veghetori este să biruim ispita. Și aș vrea în seara aceasta să ne uităm ce înseamnă ispita, de unde, care e sursa ispitei și unde suntem ispitiți, cum suntem ispitiți și cum putem să biruim ispita. Ispita, în Biblie, ideea de ispită nu conține, în primul rând, ideea de seducție în sens modern, cum se crede astăzi, ci conține ideea de punere la încercare, de a testa o persoană. Și acest lucru poate fi făcut într-un sens bun, de a arăta calitățile unui om și de a-l ridica, sau într-un sens rău, un scop rău pentru a arăta slăbiciunea sau pentru a atrage pe om într-o acțiune rea. Și dacă veți citi în Matei, capitolul 16, spune ca să-L ispitească pe Domnul Iisus. Iar în Marcu, capitolul 8, tot aceeași idee, spune ca să-L pună la încercare. Deci, ideea de ispită în Biblie este a încerca, a testa pe cineva. Sunt trei moduri în care oamenii răspund ispitei. Oameni care nu luptă cu ispita. Oameni care consideră și trăiesc conform concepției materialiste că Dumnezeu nu există și trăiesc ca animalele. Trăiesc numai pentru supraviețuire, autopropagare și automulțumire. Sunt oameni care luptă cu ispita și nu pot să o biruiască. Și sunt oameni care acceptă modul lui Dumnezeu de a birui ispita. Cine este ispitit? Cuvântul lui Dumnezeu spune că Domnul Iisus Hristos a fost dus de Duhul în pustie să fie ispitit. Deci nu-i rău să fim ispitiți. De aceea nu cred că e corect să ne rugăm, Doamne, nu ne duce, nu ne lăsa sau nu ne ispiti. Și de fapt chiar Domnul Iisus, Apostolul Iacob spune că nimeni când este ispitit să nu zică că
sunt ispitit de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu poate să ispitească. Și așa cum am văzut, ispita este un fenomen comun al tuturor. Peste toți vine ispita și în fiecare zi vei fi ispitit în probleme de cinste, în probleme de pofte, în probleme de lenevie. Fiecare om, tânăr, copil, mai bătrân, este ispitit. Și Dumnezeu, așa cum am spus, vrea ca să fim testați. Pentru că prin încercare, Dumnezeu vrea să îmbunătățească calitățile noastre și să ne apropie mai mult de Dumnezeu. Și haideți să vedem de unde vine ispita. Sunt trei surse din care vine ispita. Lumea, carnea și diavolul. În 1 Ioan, capitolul 2, Apostolul Ioan spune așa: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în viață. Când ne gândim la lume, la ce ne gândim? Nu ne gândim la lumea aceasta naturală. Pentru că Dumnezeu spune că a făcut lumea aceasta și a văzut că e bună, da? Deci lumea și Domnul Iisus spune, uitați-vă la câinii de pe câmp. Deci nu la lumea aceasta naturală se referă. Nu se referă nici la oameni albi, negri sau de altă culoare. Pentru că Domnul Iisus spune, Apostolul Ioan spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, se referă la oameni, atât de mult a iubit. Atunci ce este lumea? Lumea, de fapt, este un sistem de valori. Este o filozofie de viață. Oamenii care trăiesc și umblă fără Dumnezeu. Al doilea lucru în care suntem ispitiți sau o sursă a ispitei este carnea, cum numește Apostolul Pavel, sau firea pământească. Și aici nu se referă la trupul fizic. Trupul fizic nu este rău în el. Apostolul Pavel spune, aduceți trupurile voastre, ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Și tot el spune, voi sunteți templul Duhului Sfânt. Este un principiu în trupul nostru care este predispus spre păcătuire. Și aceasta e firea noastră pământească, numește Apostolul Pavel. Noi de la Adam am moștenit firea aceasta rea și păcătoasă și principiul acesta de a păcătui. De aceea să nu aruncăm întotdeauna vina pe diavol. Și noi suntem de vină de multe ori. Mi-aduc aminte că un copilaș a zis, a scuipat-o pe sora lui și a bătut-o. Deci a scuipat-o fost de la mine. Deci să nu aruncăm vina toată pe diavol. Nu diavolul e de vină. Nu așa când suntem ispitit, diavolul nu e ispitit. Dar într-adevăr. Dar poți să fie ispitit și în trupul tău. Deci noi avem doi dușmani. Afară lumea și în interior carnea. Și o altă sursă de unde vine ispita este diavolul. Vreau să vă spun că diavolul este ceva foarte real. Să nu vă lăsați mințiți de unul și de altul. Am auzit odată cu un frate din Ungaria și care mi-a plăcut. Zice, nu l-am văzut niciodată pe dracu și nici nu mi-i tot să-l văd. Dar știu că există. Pentru că dacă mă uit în jur, îi văd defectele. Lumina, să zicem, căldura nu o vedem. Dar o simțim. Vântul, nu-l vezi. Dar dacă lăsăm geamurile deschise și se face curent, îi vedem efectele. Nu-l vedem pe diavolul și nici să nu-l vedem. Dar vedem efectele lui în viețile oamenilor, în viața familiei. Și diavolul are tot interesul ca să distrugă pe credincios, pe om, familia și societatea. Deci avem trei surse din care suntem ispitiți. Lumea, trupul acesta și diavolul. Acum să vedem în ce domeniu suntem ispitiți.
Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 23, și trupul vostru, și sufletul vostru, și Duhul vostru. Deci omul este format din trei părți. Ne asemănăm cu Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și trupul nostru e ușor de înțeles, că e partea asta exterioară. De fapt, așa cum prezintă și Apostolul Pavel, este casa. Sufletul este viața psihologică. Sufletul are gândire, el gândește, are emoție și are voință. Cu sufletul eu am viața fiziologică, cu care cunosc lumea înconjurătoare. Animalele nu au spirit. Floarea n-are suflet, dar animalele au suflet. Și pot gândi și pot simți. Omul însă are spirit, are Duh, este din Dumnezeu. Ești cu trupul acesta cunosc lumea de sub mine, cu sufletul lumea din jurul meu, iar cu spiritul meu îl cunosc pe Dumnezeu. Și haideți să vedem acum unde ne ispitește lumea. Nu știu, mă văd așa tare obosit și e așa de rău să predici și greu, parcă așa ți-e de greu, nu-ți vin cuvintele. Când vezi pe oameni că sunt obosiți și necărjiți și poate ar vrea să spun, frate, încheie, dacă vreți, îmi spune și două, trei fraze, am încheiat. Aș vrea să stăm să ne rugăm. Dumnezeu să vorbească prin Cel care îl am vorbit. Dumnezeu să ne vorbească la fiecare. Nu venim aici la adunare să ne pierdem vremea. Venim să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și să ascultăm ce ne vorbește Dumnezeu. Amin. Amin. Așa cum am spus, lumea este un sistem de valori. E o filozofie de viață. Sufletul și ne ispitește întotdeauna în domeniul sufletului. În tine, sufletul este, ești tu însuți. Dacă vei citi în Matei 16 cu 26, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și dacă citiți în Luca 9 cu 25, zice, ce-ar folosi unui om dacă s-ar pierde pe sine însuși? Sufletul ești tu. Îs eu cu problemele mele, cu gândurile mele. Este eu. Și întotdeauna, când vom fi ispitiți, în sufletul nostru ne va ispiti lumea. Și te va ispiti să ajungi cineva, să fii cineva, să fii cel mai bine vorbit, să fii cel mai grozav, să cânti cel mai frumos, să predici cel mai bine. Te va ispiti să aduni cel mai mult, să faci casa cea mai frumoasă. În domeniul ăsta te ispitește lumea. Țineți minte că atunci când Avram a avut un conflict cu Lot și cu minte a fost bătrânul Avram, îi spune Lot, suntem frați. Păi cum erau frați? Că el era nepotul lui, nu? Și trebuie să spune Avram, tu ești nepotul meu. Și eu trebuie să te pun la punct că-s mai mare, mai bătrân, nu-i așa? Avram, du-te! Știți ce Avram? Lot, dacă tu iei la stânga, eu o iau dreapta. Dacă tu iei în sus, eu o iau în jos. Și Lot ce-a fost? A fost ispitit de lume. S-a uitat la Sodoma și-a văzut câmpia mănoasă și-a zis, mă, Lot, asta e de bine. Asta m-a așteptat. Ce binecuvântare! Nu mai stau pe dealuri și pe munți și pe hărătoare, nu? Cei care stau la apă, majoritatea sunteți din apă, nu? Ne-am mutat la oraș. Aici e mai bine, nu te necăjdești și te trudești acolo pe toate dealurile. Și Lot s-a gândit, acum e de mine. Am copii, am să realizez case pentru fiecare, am să realizez situație. Și ce-a făcut? O realizat. A ajuns unul din oamenii de frunte a societății. Era în Consiliul de Conducere, stătea la poarta societății. Mai știți ce s-a întâmplat? Și-a pierdut toată familia. Dragul meu, nu te lăsa ispitit. Și îți lucrez întotdeauna că lumea îți va da binecuvântare. Un alt lucru este trupul.
Trupul, așa cum am spus, nu-i rău, dar dorințele lui sunt rele. Trupul are nevoie de mâncare, are nevoie de apă, are nevoie de căldură, dar sunt lucruri pe care ni le dorim și n-avem nevoie de ele. Sau poate suntem leneși, lenevini. Și păcatul lenevii e un păcat foarte mare. De aceea Dumnezeu să aibă milă de noi. Diavolul, în schimb, te va ispiti în domeniul spiritului, în domeniul Duhului. Și dacă va putea să te ducă să-L tăgăduiești chiar pe Dumnezeu, așa cum a fost ispitit Petru. Deci lumea se luptă cu sufletul, firea pământească se luptă cu trupul și diavolul se luptă cu spiritul. Dumnezeu a pregătit însă calea de a ieși din ispită. Și vă rog să deschideți cu mine împreună la 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 13. Spune, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea și să o puteți răbda. Acum să vedem cum biruim lumea. Cum biruim lumea? Haideți, fraților, cei care citim Biblia. Este un verset care spune ceea ce câștigă biruința asupra lumii, ce este? Credința voastră. Mulțumesc, fraților. În 1 Ioan, capitolul 5, cu 4. Ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Lumea o biruim numai prin credință. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Ce este credința? Am auzit multe definiții și multe definiții am citit. Am ascultat însă o definiție care îmi place tare mult. Credința este o formă superioară de cunoaștere care te face să vezi lucrurile nevăzute și în baza lor să ajungi la convingeri neclintite. Este o formă de cunoaștere superioară care te face să vezi lucrurile nevăzute și când le-ai văzut, în baza acestor lucruri să ai convingeri neclintite. Și cum biruiești lumea? Prin credință. Și aici aș vrea să-l amintesc pe Moise. Putem să dăm multe exemple. Tare mult îmi place de Moise. Deci, prin credință, Moise ce-a făcut? N-a vrut să fie fiul fiicei faraon, ci a acceptat mai bine o cară. Să suferi împreună cu poporul lui Dumnezeu. Putem să citim. Numai eu aș vrea cumva să scurtez că timpul e tare înaintat și n-aș vrea să vă țin peste ora 7, că mi-e frică să nu plecați. Evrei, capitolul 11, hai să vedem cum scrie, parcă versetul 23. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut. Pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credință, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon și a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Acum vreau să vă spun ceva. Știți că Moise a trăit la palat. Cel mai luxos loc. Cele mai bune mobile, cele mai bune feritori, toate condițiile. A avut tot ce a vrut. Și știi, foarte bine te obișnuiești cu binele. Cu rău te obișnuiești greu. Și când ai ajuns în poziția asta și ești pus să iei o decizie, nu e ușor să iei. Dar pentru că Moise a avut credință și a știut că lumea aceasta nu-i condusă de faraonul Egiptului. A știut că lumea aceasta e condusă de Dumnezeu. Și că Dumnezeu este împăratul împăraților și stăpânul stăpânilor. Și că Dumnezeu va aduce o zi
când fiecare om va da socoteală de faptele lui bune sau rele pe care le-a făcut. Și Moise a luat hotărârea aceasta. Vreau să fiu cu poporul lui evreu, cu poporul lui Dumnezeu. Vreau să fiu alături de caramidar. N-avea nicio perspectivă. Și poate cineva a venit și a spus, Moise, dar mult mai bine tu poți să iasi justul din poziția aceea înaltă. Nu fi fraier, nu fi prost. Moise a zis, nu, vreau să mă alătur poporului meu. Vreau să fiu, să iau o cara lui Hristos. De ce? Că am văzut prin credință. Dragii mei, prin credință noi suntem alături de copiii lui Dumnezeu. Prin credință noi mergem pe calea cea îngustă. Prin credință noi știm că Dumnezeu este stăpânul lumii acesteia. Prin credință știm că nu Putin, nu, eu știu, Obama și Merkel sau împărații sau domnitorii sau președinții lumii aceștia conduc ei lumea. Și o conduce Dumnezeu, slăvit să-i fie numele Lui. Și că nimic nu se întâmplă fără voia Lui și fără acceptul Lui. De aceea lăudăm și îl binecuvântăm. Dacă vrei să biruiești lumea, nu poți să biruiești decât prin credință. Și fie ca Dumnezeu să ne dea această credință a celor care găsesc scris pe paginile Sfintei Scripturi. Și să ne iubim pe El și să fim gata oricând să renunțăm de dragul Lui la lumea aceasta. Al doilea ispită, așa cum am spus, am văzut că suntem ispitiți de lume. Și această să biliești lumea, o biliești numai prin credința în Domnul Iisus Hristos. Cum biluim ispita cărnii? Apostolul Pavel spune, fugi de poftele tinerețe. Această ispită nu se poate birui decât să fugi. Dragii mei, mă cutremur. Mă cutremur și mă doare. Această ispită e o ispită extraordinară. Și mulți frați păstori, și ne cutremurăm și în Oradea, cunosc câțiva, care au fost biruiți de această ispită. Să ai o neobrăzare, să te duci la amvon și sus să trăiești în această ispită. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, fugi! Iosif, ca să biruiască această ispită, știți ce a făcut? A fugit, n-a stat la povești, la tacale cu nevasta lui Potifar. Spune că a fugit și a rămas haina acolo, pe locul unde trebuia să săvârșească păcatul. Și lui Iosif a spus, mie îmi trebuie Dumnezeu. Eu vreau să slujesc pe Dumnezeu. Cum aș putea să fac un rău așa de mare? De aceea mă rog ca în biserica din Sighet și în bisericile din țara noastră să fie tineri sfinți și curați ca și Iosif. Să rămână lângă Dumnezeu. Și am putea să spunem după ce Iosif biruiește această ispită. Știți ce urmează? Ani grei de închisoare. Și-o venit diavolul și-o spune, măi Iosif, mă prostești, măi. Uite-i Dumnezeul tău. Uite care a ajuns în închisoare. Chiar dacă trebuie să plătești un preț, tu rămâi lângă Dumnezeu. De aceea, învățați câteva lucruri. Și frați mai în vârstă și frați mai tineri. Nu vă duceți niciodată singuri cu o fată sau cu o femeie. Sunt frați păstori care au luat hotărâre înaintea lui Dumnezeu ca niciodată în mașina lor să nu meargă cu o soră. Și mai asta e sălbatic. Dacă nu sunt cel puțin două. Mi-aduc aminte de un caz care mi-am dat seama cât e de slab și cât e de pocăit, frate. Venea de la biserică și trebuia să o ducă la Oradea și o soră de vreo 75 de ani era așa mai necăjită și mai neîngrijită și zic, frate, aș vrea să mă duc la Oradea. Sora, nu te supăra, eu am făcut un legământ înaintea lui Dumnezeu, că nu iau femeie cu mine în mașină. Putea să o ia. Dar s-o gândi la mașina lui să nu și-o mântărească. Ispita aceasta a cărnii o diluim prin fugă. Vă mai spun un exemplu, mi-aduc aminte de fratele Socaciu, care era la seminar, au ieșit odată cu studenții, sau odată, aveau un plan să evangelizeze. Și au ieșit prin parc,
Și se uită la studenți și o fată s-a apropiat de o fată sau de o femeie, un tânăr și a început să-i evanghelizeze. Și femeia s-a arătat foarte interesată. Următoarea dată când a mers, a văzut că tânărul se îmbracă frumos la costum și așa. Și era foarte preocupată femeia să se întoarcă la Domnul. Și omul cu experiența lui și cu ochiul lui bătrân îi spune, tine, am văzut că e prea apropiată de la frate, e așa o femeie doritoare. Așa. Bă, aia las-o de mântuită! Trebuie să avem grijă. Această ispită este o ispită foarte mare și foarte puternică. Și aceasta nu putem birui decât prin fugă. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. A treia ispită, și încerc să închei în două, trei minute, nu mai lăsați, este diavolul. Cum biruiești ispita diavolului? Cuvântul cheie este, împotriviți-vă, lui 1 Petru 5 cu 9 sau Iacob 4 cu 7 și el va fugi de la voi. Pe diavolul biruiești prin împotrivire. De fapt, diavolul a fost biruit de Domnul Iisus atunci la Golgota. Biruința a fost câștigată. Noi trebuie numai să ne împotrivim lui și el va fugi de la noi. Lucrarea lui Satan în mintea omenească este, dacă citiți în 2 Corinteni 10, la 4, la 5, zice că Satana îl înconjoară pe om cu tot felul de gânduri și caută să semene gânduri în mintea lui. Să pune gânduri. Ai venit după masa aceasta la biserică și poate zici, dar cine e și fratele ăsta și face pe grozav? Ce să dă așa mare? Nu știu noi cine e el. Și Dumnezeu a vrea să-ți vorbească prin el. Și diavolul înnoculează gândurile lui și mintea lui. Și tu nu mai primești cuvântul lui Dumnezeu. Sau ai venit la biserică și diavolul îți pune în gând, o, ce te așteaptă săptămâna asta, nu? Câte mai trebuie să faci? Câte trebuie să le duci la îndeplinire? Scopul diavolului este de a-ți semăna gândului în mintea ta. Spune că a pus în inima lui Iuda gândul să-l vândă pe Domnul Iisus. Cine? Diavolul. De aceea să avem mare grijă. Să ne împotrivim lui. Să nu uităm voie să semne în noi cuvântul lui și gândurile lui. Și știu când era soția aici și se ocupa de copii, era o cântare care tare mult îmi plăcea. Mintea ta e ca o moară care macină mereu. În minte îți spune tot felul de gânduri. Și de aceea e bine să, zice, să aveți în voi gândul care era în Hristos. Să dorim, Doamne, dă-ne gândul Tău. Dă-ne cuvântul Tău. Și alungă lucrurile celui rău. Alungă gândurile celui rău din viața noastră. Și într-un alt domeniu în care diavolul ne ispitește, este atacul lui în conștiința noastră. Diavolul nu atacă numai mintea, el ne atacă și conștiința noastră. Acest atac, teologii îl numesc acuzație. Acuzația e cea mai puternică armă a diavolului. În momentul când ai păcătuit, el vine și te acuză în conștiința ta. Și un om care e acuzat, n-are nicio putere. Și spune, nu mai poți fi iertat. Tu ai păcătuit. Deși cuvântul Domnului spune că sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Păcat mic, păcat mare. Păcat cu voia sau fără voia. Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Slăvit să fie numele. De aceea nu lăsați pe diavolul să vă atace în conștiința voastră. Singurul lucru care trebuie să faci este să-ți vezi păcatul, să mărturisești și să vii la Sfântele Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să vegem ca să putem să biruim ispita. Ispita lumii, ispita cărnii și ispita diavolului. Amin. Haideți să ne ridicăm în această seară cu rugăciune.